Rezultatele provizorii în urma numărării voturilor făcute de către partide în urma scrutinului de ieri 9 iunie dau ca victorie certă în județul Hunedoara PSD. Candidații PSD au câștigat 43 dintre cele 69 de primării hunedorene, în timp ce PNL doar 26. Socialdemocrații au primari în 33 de comune, 3 orașe și în toate cele 7 municipii. PNL a câștigat 22 de comune și 4 orașe, dar cel mai ustul eșec al liberalilor este pierderea primăriei DEVA, fieful liberal în care au deținut monopolul câteva decenii. Este pentru prima dată când PSD câștigă primăriile tuturor celor șapte municipii din județul Hunedoara. Surpriza a fost rezultatul obținut de Lucian Rus pentru primăria DEVA, care, în calitate de new entry în administrația publică, aproape necunoscut de venilor, a obținut 9066 de voturi, mai multe decât au obținut mai experimental comentatul Florin Oancea în 2020, când a câștigat primăria cu 7842 de voturi. Zdrobitor a fost și scorul lui Dan Bobouțanu, voturile primite însumând voturile altor trei primării la un loc. La orașe, puterea este împărțită între PSD și PNL. Socialdemocrații au pierdut Simeria și Gioagiu, dar au câștigat mult mai mult, deoarece au primar la capitala Văijiului, Petroșani.